Ați auzit și voi? Au auzit vâlpițe, au auzit căprioare. M-au auzit ce am văzut mistreți. Bă, mă pândește ursulică. Bă, oameni buni. E prima dată când mi se întâmplă să ajung într-un loc unde ar trebui să pun ștampilă și nu sunt. Asta e cel mai derahat pământ, că de fapt e noroi. Pare ăia. Ui, cât ori mai fi, Doamne. Și dacă e luni, e Via Transilvanica, drumul care unește mai bine de 700 de kilometri pe care am parcurs pe jos prin minunata noastră țară. Vă mulțumesc pentru mesaje, pentru like, share și dacă n-ați făcut-o până acum, subscribe pe canalul Smiley Traveler. Ce familie minunată! Părăsesc Pride-ul. Încă nu plouă, că s-a anunțat din nou o zi ploioasă. Ha! Am început cu dreptul în Harghita. Sper să continui tot așa. Azi mă așteaptă un drum doar prin pădure și natură până spre Atia. Nu foarte mult, cred că vreo 16 km, cam așa. Bag tare până nu începe să plouă. Mergem mai departe pe Via Transilvanica, unde sunt sigur că vom întâlni oameni faini, natură minunată și să auzi numai de bine. Haideți într-o nouă zi! Suntem la Nenea Ursache aici, în punctul de ieri, unde se despărțeau drumurile stânga Pride și dreapta mai departe, unde mergem și noi spre Atia. Haideți! Și de asemenea, o să urmăm în continuare Via Maria, pe care pelerinii catolici îl aleg atât în România, dar cât și în Ungaria și prin Europa de Est. Sunt vreo 3 în zonă, 3 culori, galben, portocaliu și violet. Ieri am urmat violetul, ăsta e cel mai nou portocaliu, care merge spre Atia. Haideți! Pasta! Urcăm cu râul în dreapta. La BD-ul n-am mai văzut. Moș Martine, Moș Martine, stai acolo că stai bine. Fain, e ca un tunel așa de copaci. A fost tăciută. Se mișcă printre copaci, căprioare. E pe cameră ce se vadă. Ca să mai auzi și un câine. Și cum că câine în pătură. Mă, fi câine, ce ani alt animal să bate? Fii vreo vulpe, mă! De ce vulpe alatră? Acolo e căprioare. Ce să fac o poză. Se mișcă, ție de la mine. Și, cum pas, a fugit. Nu mă așteptam să dau de tine, mă bucur să te întâlnesc. Mă bucur enorm. Nu plouă, dar e cazul să ne facem bocanci fleașcă în iarbă. Am ajuns la o cireadă mare de vaci împrăștiate și sunt și cățeluși. Stați, măi, cu minți, măi! Unde vă e stăpânul? Unde vă e cowboy-ul? Stați cu minți! Cu minți, cu minți, cu minți! Așa, bravo! Okay, nu scraia de oi care și mai agresiv. Și doi vițeluși. Domnișoara aici lângă bornă. Cu clăpoțelul, da?
Cu clopoțelul. O vacă se scarpină de stâlp. Băi, nu dai jos, băi, stâlpul cu marcajul. Ce mai, mă, vițelușii? Ce drăguți sunt ei, vițelușii. Câiți vițeluși. Băi, nie, pșuu, n-o faci. Ei, pșuu. Băi, n-o faci, mă. Bună ziua! Unde mergi? Pe Via Transilvanica! La Atia! Nu cred că mai mult acum. Matic, unde mergi? Merge, cum urmez indicatorul cu T. Transilvanica, Via Transilvanica. Și frumos! No. Păi ce câini mari sunteți voi, jo! Bine, sănătate, numai bine! Nu mă lătra, nu mă, papa! Am ajuns printre nori. Am dat și de un mozaic cu un fazan. Asta e cel mai derahat pământ, cred, de fapt e noroi. Pare bun, dar e moale și ca zăpada, te scufunzi, te noroiești, te... Da-ți-o și eu. Și moale, frate. Trebuie să duci. Ultimele borne, înțeleg că sunt făcute de același artist. Fățișează așa o domniță ca în prelul Brâncuș. Op, băi. Ha! Soare. Ce plăcut. Ce urcuș mă așteaptă. Începe să plouă cu soare. Vorba vine soare, vorba vine ploaie, că deocamdată sunt doar niște stropi. Greu la deal cu boinici. Era și cazul. La ce nori vedeam eu deasupra. Dar dacă plouă cum e acum, să tot plouă. Așa mărunt, plăcut. Mai avem 5 km până în satul Atia. Că ploaia s-a oprit. Și mai avem vreo 2 km coborât în ciripile păsărele pe fundal așa. N-a fost lung, dar solicitam pe alocuri. În schimb, am văzut
primară, am văzut o vulpiță de două ori sau două vulpițe și din nou o labă de urs. Follow, subscribe, comment, toate cele bune! Ce bădăcat! Și aici tot 14 cruci sunt, ca la schitul unde am dormit eu aseară. Reprezintă doar opririle lui Hristos spre cruce, spre Golgota, unde a fost răstignit. Și biserica romano-catolică din Setuc. Soarele. Am zis, hai că stau să mă treacă ploaia, a trecut deja. Dar de mâncat eu tot mănânc o conservă de pește, bă, de somon. Era ieftinache. Ia. Somonul la conservă n-am mâncat. Dar ăla din magazinul ăla din Suvata. Și asta și conserva de somon și patei de somon. Somon. În sweet chili sauce, asta era la ofertă. Că e picant și nu-mi place lumea picant. Amic. Mamun. Îmi place că e picant. Da, două bucățele mici, așa. Mai mult sos. Așteptam piratresia de la o pensiune. Trebuie să mă abat un pic de la traseu. Mi-a zis ieri că în cultura de aici, în secuime, sau nu știu, maghiară, în general, dacă plouă, nu știu ce zic, ceva cu mă, îți plouă de, nu știu, 40 de zile de cum încolo. Și că a plouat de ziua aia cu mă. Da, nu e bine. Da, superstițios nu sunt. Nu prea îmi dau seama că e somon. Bă, oameni buni, e prima dată când mi se întâmplă să ajung într-un loc unde ar trebui să pun ștampilă și nu sunt. Am vorbit, prima oară n-a răspuns, apoi am vorbit cu soția, apoi m-a sunat el, patronul de aici de la pensiune. Și nu, că numai în weekend, că ele în Odorhiu se cuiesc și ștampila aici. Băi, oameni buni, băi și ștampiluță! Plăcica nu plouă, picioarele încă nu mă dor, mă mai țin, spatele asemenea. Așa că merg mai departe, spre Lupeni, să vedem. Nu știu dacă o să ajung chiar acolo. Primul sat o să fie în Lăceni, la vreo 90 km. Continui de asemenea și pe Via Maria. Și nu ne-am oprit în Atia. Nu am primit ștampila, mergem mai departe. Păi aici. Și chiar profit de vreme, că a fost destul de scurt traseul până în Atia. Și cât mă ține vremea și cât mor ține cheșorul și li merg mai departe. Oi, un ochi magic, un ciclop.
Rușa. Bă, cred că am dat de mistreți. Că și nu fac așa. Bă, ce zi plină de animale. Bă, erau mari, bă, imenși. Bă, vreo 2 sau 3. Deci, porci, ce să fie altceva. Ați auzit și voi? Auzi vulpițe, auzi căprioare. M-au zis ce am văzut mistreți. Bă, mă pândește ursulică. Da, da. Am să face cărbune, am citit. Cărbunarii în zona asta sunt, de mult. A devenit deja istorie, istorie vie. Azia. Oba, oba. De data asta M-ul cu care mergem, cu care merge T-ul, Via Transilvanica, este roșu. Am mers până la Pride pe Via Maria Violet, până la Atia a fost portocaliu și de acum încolo, ia uitați, roșu. Băi, ce noroaie, băi, ce noroaie! Ce noroaie, ce noroaie! Și am noroc de încă o ploaie. Hai. Flașca a început mult mai tare. Acum s-a mai domolit un pic ploaia. Băi, deci n-aveți idee prin ce noroaie trebuie să trec. Ai, ai, ai. Noroiul ca noroiul, dar pe ploaie știi cum patinezi. Ai, ai, ai. Flașcă-s la bocanci, la... Ui, cât ori mai fi, Doamne? Uf, asta fie, cred că vreo 4 km până în satul ăla. Ui, ui, ui. 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 Wow, văd o casă! Ura! Ura! Mă ajuns într-un sat! Ura! Ah, susțineți-mă cu un like și cu un share și cu niște raze de soare! Toate cele bune! Un futuraș aici care sper să-mi aduc o veste bună, un acoperiș unde să mă feresc un pic de ploaie. Am văzut biserica din departe, hai să încercăm acolo. Pare o fel de școală abandonată, că văd în curte niște leagăne. Da, nu-i nimeni. Și tot plouă. Primul lucru a fost să mă schimb. Îmi iau haine uscate, ciorapi mai ales. Picioarele mele arătau ca ale unui zombie în formol, așa albe și încrețite. Ah, e mai bine. Păi, liniștit să tu cu asta. Și chiar am citit că biserica lângă care mă aflu, chiar am intrat acolo în curte, e și un cimitir, este o biserică unitariană foarte veche, e chiar monument național. Și am citit că în Lăceniu, sau Enlaca în maghiară, este cunoscut ca satul labirint, pentru că sunt mai multe ulițe decât case. Wow. Și e soare, dar parcă n-aș pleca. Drumul de aici o să continue până în Lupeni, doar pe asfalt. Mai sunt vreo 2-3 sătuce. Nu știu ce să fac, până în
Lupeni mai sunt vreo 15 km și de acolo până în Odorhei încă vreo 25. Să trag mâine tare și să ajung în Odorhei unde am și gazdă. Sau ne mai relaxăm. Deja ora 5:56. Și vremea îți spune că mâine va ploua, mă rog, nu prea ne mai încredem noi în ce spune vremea. Ci că ar ploua la 6, ar ploua la 7 și apoi soare, până pune la 9. Și apoi o să plouă doar noaptea și mâine toată ziua. Să profit că nu plouă. Am decis să continui. Păi ce? Dacă nu plouă, oricum o să fie asfalt, o să fie sate. Sper să am unde să mă adăpostesc în caz de. Haideți! Mi-am pus bocancii în vârf de băț să se mai usuce. E cam nasol să-ți bagi piciorul uscat iar în bocancii uzi. Ia să mai luăm noi niște salcâm. Sunt în sandale, dacă vă întrebați. Nu-ți desculț. Pe asfalt, perfect. Îl tot înjuram eu cu câteva zile, dar acum, de cât noroaie și nici mai sunt bocanci, perfect. Via Transilvanica, dreapta. Hai, înainte cu tupeu. Ai. Mâul rămâne în continuare. Via Maria. Tău de asemenea. Ia uitați, un albinuță, un con de brad. Innăceni! Vorba vine asfalt, că drum din ăsta dă și mai bine. Dacă nu plouă, e. Am mai văzut o căprioară! A traversat drumul! Păcat că, nu dai seama, ar trebui să filmez non-stop, să prim momente din astea așa, de buclipită. Ce drăguț a făcut ea, țup, țup! E chiar ziua animalelor. Ce frumos. Azi e ziua lor, ziua animalelor, căprioarelor, vulpițelor. Soarele m-a prins în firtoș varlaia, în firtușul. Mai am vreo două sate. Ușor, ușor, avansăm. Să întorc păcuțele. Măi, treceați. Și cum am intrat în Păuleni, tot așa ieșim. Rapid și lătrat de câini. Mai sunt vreo 5 km până în satul unde trebuie să ajungem, în Lupeni. Dăm zor, dăm pedale, căci e deja 8. Într-o oră se întunecă. Ungur. Un secui. Ia să-i fac și o poză. Acum chiar că dăm de asfalt. O bornă ne zice că DN13-a e la 3 km de aici. Cred că acolo fi și satul Lupeni. E un cer roșu, frumos, mai mare drag să mergi. Am ajuns în cele din urmă, târziu, dar domnul are și ștampila de la Atia, așa că sunt băftos și mă întâmpină și cu un păhărel. Sănătate și mulțumesc mult! Noaptea să se găsesc undeva unde să pun cortul. Chioscu... Cortul, dacă doriți, aici undeva sau la centru. Mm-hmm. La centru e un parc mic, da? Și acolo e iarbă. Și... Undeva să nu deranjezi, nu știu, să nu... Aici la centru, sau curtea de biserică. Ah, ok. Curtea de biserică și la centru.
să merg în curtea bisericii să campez, liniștit, e la 5 minute. Ah, noapte bună, dragilor, toate bune, gânduri bune și, nu știu, mă vedeți, nu mă vedeți, eu aștept comentariile voastre. Dacă v-a plăcut, contează enorm un share la prieteni și Via Transilvanica va continua!